Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Eu sunt Bogdan Iliescu de la Alpha Drink și azi l-am invitat pe Mihai Ciucur de la Sommelier World. Salut Mihai, bine ai venit! Salut Bogdan, bine te-am găsit, bine v-am găsit! Ce vin ai pregătit pentru degustarea de azi? Pentru astăzi am pregătit unul din vinurile renumitului cântăreț Albano Carisi. Albano Carisi, care nu face numai muzică, face și vin de peste 70 de ani. Este o preluare de la tatăl său, de la Don Carmelo. Avem mai multe game pe care le găsim în România, undeva de, cred că de 2 ani sau ceva de genul. Au fost aduse și avem game variate, de la retail până la Horeca. Astăzi am venit cu un vin Horeca, da? Dacă îmi permiți. Din gama vinurilor roșii am adus un, ca și soi de strugure, un Primitivo. Vinul se numește Taras. Avem în gamă mai mulți ani reprezentativi, să spun așa, de data aceasta degustăm în 2015. Și când vorbim de Primitivo, vorbim de Primitivo de Salento, da? Nu vorbim de Primitivo de Manduria. Deși sunt paralele, diferă foarte mult gustul, diferă foarte mult aromele și ceea ce se întâmplă cu vinul. Vrei să știi cum poți câștiga 4 sticle de vin oferite de Sommelier World? Urmărește-ne până la final și o să spunem atunci toate informațiile. În ce regiune a Italiei este situată Crama? Crama este situată în partea de sud a Italiei. Vom merge în Brindisi, da? În Cellini San Marco. Câte hectare de struguri aveți cultivate la Crama? La Crama sunt undeva la 600 de hectare de viță de vie. Avem struguri aclimatizați, adică internaționali, da? Vorbim de Sauvignon Blanc, vorbim de Chardonnay, dar avem și strugurii și vița de vie, da, proprie acelei regiuni, da? Deci în partea de sud, de unde provine Crama, exact în tocul cizmei, dacă ne uităm pe sticlă, o să observăm, este specificat, și vorbim de soiuri de strugure ca Primitivo, da? Vorbim de soiuri de strugure ca Negro Amaro și reprezentative acelei regiuni, da? Au nevoie de, cum știm, vinul roșu are nevoie de foarte mult soare, da? Trebuie să fie glicerolul la un nivel. Îmi place foarte mult eticheta sticlei, sunt convins că în spatele ei este o poveste. Ne poți spune câte ceva despre această etichetă? Bineînțeles. Eticheta, dacă vă place istoria și sunt sigur că sunt printre voi persoane care s-au documentat așa un pic la, legat de ce ar însemna acest personaj pe un delfin, datează foarte mult timp în urmă, se spune că Taras, da, care este fiul lui Neptun, da, zeul mărilor, de aici provine și acel trident și partea legată de apă, da, delfinul. Se spune că el în vechi timpuri a fost jefuit de către niște Taras, a fost jefuit de către niște pirați pe apă și a fost alungat de pe vasul său, iar el, fiind prieten cu viețuitoarele apelor, un delfin a reușit să-l ajute și l-a dus la mal, da? L-a dus la mal chiar înaintea acelor pirați și în momentul în care au venit pirații și au debarcat către mal, el îi aștepta deja acolo și a reușit să-și recupereze vasul. Ce așteptări ar trebui să aibă consumatorii de la acest vin? Ar trebui să se gândească în momentul în care doresc să servească acest vin, în primul rând să se uite foarte bine la an. Acest 2015 ar trebui undeva la o oră, o oră jumătate pentru a fi lăsat într-un decantor să se liniștească și să-și elibereze aromele. O să observați acest lucru printr-un mic experiment, da? Încercați să-l serviți în momentul în care îl desfaceți și pe urmă, după ce l-ați lăsat cam 60 de minute, la decantat, da? Să se liniștească. Gustul și aromele sunt total diferite, da? Totul este mult mai pronunțat pe urmă, totul este mult mai deschis așa și ne îmbie altfel aromele. Să-l degustăm, să vă spunem părerile și impresiile noastre despre Taras. Începând cu culoarea, o să avem nevoie de un plan alb, eu îmi folosesc cam așa, că vrei Bogdan, te ajut și pe tine. Culoarea este tipică soiului, avem un roșu violaceu, da? Cam așa ar trebui să fie culoarea specifică soiului de strugure Primitivo. Un prim nas, fructe roșii, fructe bine coapte, da? Destul de pronunțat, dacă îl și agităm puțin,
Cel de-al doilea nas, din nou, destul de pronunțat, da, destul de puternic, fructele roșii prezente, avem și un pic de vanilie, asta înseamnă că a avut și o perioadă de maturare la baric, da? La baric, da, bine, bine completat. Îl degustăm. Un vin destul de plăcut, da? Un vin nu foarte corpulent. Avem fructe roșii, avem coacăze, un post-gust destul de lung, da? O remanență gustativă destul de aprofundată. Spune, Mihai, care este temperatura optimă de consum al acestui Taras Primitivo și în compania căror preparate culinare ai asociat acest vin? Noi îl recomandăm a fi consumat undeva la 16-18 grade și cred că l-am putea asocia foarte bine cu cărnuri, cu mâncare, cărnuri la grătar, da? Cu barbecue, grătar, miel, carne de miel. Post-gustul și gustul ne ajută foarte mult să-l asociem, da? Și să facem un pairing destul de bun. Așa cum îți spuneam la începutul clipului, iată cum poți câștiga cele 4 sticle de vin oferite de Sommelier World, și anume... Din gama Villa Carisi avem un Negru Amaro și un Felicita. Aici avem o Nostalgia și, bineînțeles, Tarasul pe care l-am degustat astăzi. Tot ce trebuie să faci este să dai un like acestui clip, să te abonezi la canalul de YouTube Alpha Drink România și să răspunzi corect la întrebarea lui Mihai. În ce regiune se află Crama Tenute Albano Carisi? Până data viitoare, consumă responsabil. Cheers! Cheers!